Într-o conferință de presă a organizației PSD Neamț, care a avut loc la Piatra Neamț sâmbătă 9 aprilie, liderii județeni au prezentat presei primele rezultate ale mult discutatului proiect PSD Îți dă puterea, care au condus la creionarea listelor de candidați la principalele funcții în viitoarea administrație locală a orașelor Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Mulțumesc și colegilor mei din PSD, celor care au venit în familia PSD. Astăzi vreau să vă prezentăm proiectul pe care noi, cei din PSD Neamț, l-am implementat și nu numai noi. Este un proiect care s-a implementat la nivel național și care s-a numit PSD Îți dă puterea sau Tu ai puterea. Vreau să vă spun că, în primul rând, vreau să vă prezint colegii mei prezenți lângă mine. Candidatul de la Primăria Municipiului Piatra Neamț, domnul deputat Liviu Harbuz, îi spun bun venit. Domnul primar Daniel Harpa, candidatul nostru de la Târgu Neamț. Și domnul Oprea, candidatul nostru de la Roman. Deputatul PSD Liviu Harbuz, candidat la fotoliul de primar al municipiului reședință de județ, apreciază că la Neamț proiectul și-a atins principalul scop, acela de a deschide partidul către comunitate. La nivelul județului Neamț, PSD-ul a reușit să implementeze cu succes programul PSD Îți dă puterea într-o legătură directă cu societatea civilă. Salut prezența celor care au dorit să intre în acest program, care până la urmă nu face altceva decât să întărească actul administrativ și șansa profesioniștilor de a fi reprezentați în Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț. Și candidatul la fotoliul de primar al Romanului a prezentat câțiva dintre romașcani în care se vor regăsi pe listele de consilieri locali. Pe lângă mine, vreau să spun că în acest proiect au fost cooptați mai multe personalități. În urma acestui proiect, care eu îl consider deosebit, arată o deschidere reală a partidului către ceea ce se numește efectiv populație. N-am mai văzut până în această perioadă, după Revoluție, 25 de ani de zile, o asemenea deschidere a partidului. Și le mulțumesc celor care au gândit în mod deosebit acest lucru. Au fost N propuneri făcute, dintre care noi am selectat un număr de 20-25 de potențiali candidați și, în final, după un filtru foarte amănunțit, am ajuns la concluzia că persoanele care vor reprezenta partidul pe lista de candidați sunt cele mai potrivite în acest moment. Din echipa de consilier local vor mai face parte și alți romașcani propuși de societatea civilă. Voi începe cu o personalitate, doamna Năstase Iliana, de profesie jurist. Este o persoană arhicunoscută în municipiul Roman. Domeniul social îi aparține domniei sale. Îl stăpânește extraordinar de bine. A atras nenumărate fonduri pe ONG-uri. Și pentru noi este o prezență mai mult decât agreabilă. E o experiență vastă a domniei sale care a pus-o în slujba noastră și îi mulțumim foarte mult. Alături de domnia sa este doamna Eremia. Este o învățătoare deosebită. Munca, știm toți cu copiii, necesită o răbdare enormă. Este un șlefuitor de caractere și mulțumesc foarte mult că este alături de noi. Social-democrații susțin că lista de consilieri locali este alcătuită și de alți oameni valoroși. Am plăcerea să vă prezint pe domnul arhitect Vasiliu Daniel, un tânăr dinamic, cu perspective, care cred că ne va ajuta extraordinar de mult în tot ceea ce se numește partea de arhitectură a municipiului Roman. Alături de dumnealui se află domnul profesor Radu Curpân și mulțumesc din toată inima că a acceptat să fie alături de noi. El este persoana cu un dinamism exagerat care ne pune să muncim și mulțumim foarte mult că atunci când considerăm că
mai dăm câteodată rateuri, dumnealui ridică ștacheta la un nivel mult, mult prea sus și nu știm câteodată dacă putem să-l ajungem, dar este tânăr și de asta l-am ales. Și în ultimul rând, domnul jurist Bogdan Ursul. Le mulțumesc din toată inima că fac parte din această echipă minunată. A fost reiterată dorința socialdemocraților ca 2016 să reprezinte un an de cotitură în ceea ce privește modul de a face politică, de schimbarea atitudinii celor care lucrează în administrația publică față de cetățeni, dar mai ales în ceea ce privește calitatea lucrărilor realizate din bani publici.